Vot la obiect. Promovare electorală. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vot la obiect, promovare electorală. Așa cum ați observat deja, iată că s-a intrat în linie dreaptă, practic suntem în a treia săptămână de campanie pentru alegerile prezidențiale. Primul tur al acestor alegeri, 10 noiembrie 2019, prilej pentru români de a merge la urne și a-și desemna viitorul președinte pentru un cincinal. În egală măsură, spuneam așa cum v-ați obișnuit, zilnic avem un invitat sau chiar doi uneori, reprezentant ai formațiunilor și ai candidaților înscriși în importanta bătălie din noiembrie 2019. Astăzi avem deosebită plăcere de a-l găzdui pe domnul Sanda Gheorghe, comisar șef al Gărzii de Mediu și reprezentant al Partidului Social Democrat, susținător al doamnei premiera României, Viorica Vasilica Dăncilă. Stimate domn, bună ziua, bine ați venit la noi în studiouri. Bună ziua, bine v-am găsit. Garda de Mediu, iată o enumerare de termeni ce sună destul de interesant ca o primă temă a discuției. Ce presupune, care este activitatea instituției și, în linii mari, cum se prezintă lucrurile, iată, la Garda de Mediu Gorj? Garda Națională de Mediu este un corp specializat de inspecție și control în domeniul protecției mediului, care activează în subordinea Ministerului Mediului, fiind organizat la nivel de teritoriu sub forma unor comisariate județene, fără personalitate juridică. În conformitate cu hotărârea de guvern 1015-2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, avem atribuții în aplicarea politicii guvernului în materia prevenirii, constatării și sancționării prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice din domeniul controlului poluării industriale și a managementului riscului, a substanțelor și preparatelor periculoase, a biodiversității și arilor naturale protejate. Sigur, Garda de Mediu este o instituție cu multă activitate la nivelul județului, deși ne confruntăm cu oarece deficit de personal. Cel puțin la nivelul județului Gorj există 10 comisari care activează, iar problemele cu care ne confruntăm sunt din ce în ce mai multe și în același timp trebuie să fim foarte eficienți în activitatea noastră pentru ca cetățenii să fie mulțumiți de activitatea pe care o prestăm. Iată un domeniu destul de vast. Aici voiam să ajung, dar ați precizat deja dumneavoastră, parcă e un număr insuficient de comisari de mediu, spuneați dumneavoastră 10, pentru o muncă destul de voluminoasă. De altfel, s-a văzut în ultimii ani că sunt momente în care instituția în fruntea căreia vă aflați are nevoie de o suplimentare. Ar fi imposibil să se mărească numărul celor care să lucreze în Garda de Mediu Gorj și ce anume împiedică suplimentarea acestui număr? Vreau să spun că au fost perioade când resursele umane au fost și mai deficitare la nivelul... A stat și mai rău. Pot să spun că în ultimii ani deja s-au făcut câteva angajări și am ajuns la un număr mediu, să zic așa, pe țară de comisari. Problema care se ridică în ultimii ani este aceea că există cât mai multe provocări, există cât mai multe sesizări de la cetățeni pe care trebuie să le soluționăm într-un termen legal. Este mult mai activă societatea civilă în ceea ce privește problemele care au apărut în domeniul protecției mediului. Iată ce fac organizațiile non-guvernamentale care activează în domeniul protecției mediului. S-a ajuns la anulare de avize, de sistări de activitate. Vă referiți la situația de la CEO? Da, mă refer pentru că este de actualitate la situația carierei Roșia, unde s-a pronunțat instanța judecătorească prin anularea unui acord de mediu, ceea ce presupune practic ca activitatea să fie momentan oprită. Și deci provocările pe care le ridică această activitate de control în domeniul protecției mediului sunt din ce în ce mai mari. Cu siguranță personalul Gărzii de Mediu va fi crescut pentru că este o prioritate a Ministerului, sau cel puțin a fost o prioritate a Ministerului și a forurilor ierarhii superioare, respectiv Comisariatului General al Gărzii de Mediu.
De altfel, am văzut că și normele europene bat monedă pe ceea ce înseamnă protejarea mediului înconjurător și pe stoparea, să spunem, poluării de orice, de orice tip. Într-o vreme mi-aduc aminte că România risca infringementul pe probleme de mediu. Situația la momentul acesta pare să se fi reglat, însă știți cum e cu norma europeană. Dacă este o normă europeană care spune că nu se mai poate merge într-o direcție cu protejarea mediului, suntem nevoiți ca stat membru să respectăm norma respectivă. E adevărat. E adevărat, suntem permanent monitorizați de către Comisia Europeană pe problemele de mediu. Vreau să spun că în ultimii ani s-au făcut eforturi susținute în interior, ceea ce au scăpat practic România de anumite penalități. Vreau să... Cu sacrificii s-au făcut acele eforturi. Da, e adevărat, cu sacrificii. Vreau să enumăr aici cel puțin faptul că am avut dusă procedura de infringement pe depozitele de deșeuri, da, municipale, care n-au fost închise și care trenează de pe vremea lui Ceaușescu. Și am reușit, prin eforturile pe care le-am depus noi, activiștii din domeniul protecției mediului, dar bineînțeles și a celor responsabili în închiderea acestor de depozite, să stagnăm puțin acest infringement. Sigur, România a fost condamnată, dar fără penalități, urmând ca în perioada următoare să finalizăm aceste lucruri de închidere, astfel încât România să iese de sub incidența acestei presiuni a Comisiei Europene pe infringement privind depozitele. Din fericire, județul nostru, grație și activității noastre, nu am avut astfel de depozite. Cel mai cu probleme a fost depozitul de deșeuri municipale de la Motru, care din fericire a fost închis în anul 2017-2018. În schimb, ne-a mai rămas o codiță a acestor neconformități la legislația Uniunii Europene. Este vorba de depozitul de zgură și cenușă administrat de societatea UATA Motru, acea societate care asigură agentul termic pentru populație din Motru, aflată în subordinea Consiliului Local, care din nefericire încă nu s-a putut perfecta documentele de închidere din anumite, pot să spun, lucruri mărunte, ceea ce țin mai mult de birocrație și de percepția autorităților locale. Dar cu siguranță se va rezolva și acea problemă. Cu siguranță și în acest caz, eu sper chiar în cursul acestui an să finalizăm materialele care trebuie transmise Comisiei Europene privind scoaterea de pe lista a depozitelor cu infringement, și atunci județul Gorj nu va mai avea nicio problemă în ceea ce privește legislația română în domeniul gestionării acestor depozite de deșeuri care au fost neconforme. Aveți o bogată experiență în fruntea gărzii de mediu. Dacă ar fi să priviți puțin în spate, raportat evident și la momentul vorbirii, care ar fi ponderea între, să spunem, problemele pe care le fac cetățenii, persoane fizice, și entitățile, persoane juridice, în fine, entități? Cine creează cele mai multe probleme mediului înconjurător? Oamenii pe persoană fizică, cum ar spune un fost primar de București, sau entitățile? Sigur, și entitățile sunt create tot din oameni. Corect, deci, și asta e adevărat. Activitatea acestora este percepută tot la nivelul oamenilor. Da, sunt printre puținii, să zic, salariați din țară care a făcut această meserie de la terminarea facultății din 90 și pot să spun că am în imagine evoluția problemelor de mediu de-a lungul timpului, cel puțin la nivelul județului Gorj. Și vreau să spun că eforturile și rezultatele au fost pe măsură. Există investiții foarte mari, mai ales în domeniul instalațiilor mari de ardere. Mă refer la cele două termocentrale care au redus considerabil concentrația de bioxid de sulf, care era foarte toxică și acționa direct asupra sănătății populației. De asemenea, în domeniul petrolului s-au făcut investiții majore. Mi-aduc aminte că au existat cu mult timp în urmă poluări pe jur,
prin care se acționa, practic, se recupera țițeiul cu bărcuța și cu... Și au fost ani buni. Și au fost ani buni. Iată, în ultimii ani, noi nu mai avem parte de așa ceva, grație investițiilor care s-au făcut în acest domeniu. Bineînțeles că și activitatea noastră s-a bazat pe o listă de priorități care am creat-o la nivelul județului și pe care am acționat. Tot planul nostru de controle se realizează și se aprobă în funcție de prioritățile și necesitățile județului Gorj. Astfel am reușit cât de cât să rezolvăm marile probleme de protecția mediului la nivelul județului nostru. Însă, vis-a-vis de întrebarea pe care a spus-o, pot să vă spun că există o creștere a problemelor, a petițiilor cetățenilor din atât deci din mediul rural. Și numărul cetățenilor care apelează. Atât în mediul rural, cât și în mediul urban. Iar pe referitor la entitățile care produc probleme, pot să spun că acesta este într-o scădere. Mă uitam la ce se întâmplă aici, pe raza UAT Târgu Jiu. Am încercat să discutăm cu diversi reprezentanți ai instituțiilor ce ar putea fi implicate și avem barajul de sus din zona Vădeni până în dincolo de zona CAM de Barcader. O problemă ce pare să treneze de foarte, foarte mulți ani. Sunt momente în an când se văd impresionant de urât acele, cred că sunt tone până la urmă, da, și de vegetație, dar și de deșeuri câteodată. Cine răspunde de ceea ce se întâmplă acolo? Există un pericol ca lucrurile acolo să scape la un moment dat de sub control și nu vreau să-mi imaginez ce s-ar putea întâmpla acolo. Cine răspunde? Cei de la cei care dețin spațiul respectiv spun că nu este problema lor, o aruncă către apele, către garda de mediu. Cine răspunde până la urmă pentru situația de acolo? Oricum, nu Garda de Mediu răspunde de situația creată acolo. Așa cum ați înțeles, Garda de Mediu este o entitate care face control și dispune măsuri. Corect. Administrarea apelor române, așa cum știți, este făcută de Administrația Națională a Apelor Române, dar între apele române și beneficiarul hidroelectrică, există un memorandum, există mai multe contracte prin care și-au stabilit prerogativele în, să zic așa, salubrizarea luciului de apă. Din ceea ce știu este că înaintea stabilelor a barajului propriu-zis, practic, obligația de a face curată îi revine operatorul hidroelectric a sa, în cursul, iar cursul de apă este și rămâne al apelor române. Problema este că... Deci o culpă comună la cum? Nu poate fi vorba de o culpă, pentru că aici este, noi am vorbit de combaterea efectelor. Cauza, trebuie găsită cauza și, din păcate, cauza în cele mai multe cazuri nu se regăsește pe teritoriul administrativ al județului Gorj. Foarte multe aluviuni, în special deșeuri de natură textilă, vin din județul Hunedoara. Ne-am încercat o colaborare cu colegii de la Hunedoara, dar și cu alte instituții, astfel încât să eliminăm, practic, punctele de unde apa Jiului sau afluenții acestora aduc diversi plutitori pe luciu de apă. Pot să vă spun că chiar acum lucrăm la o situație centralizată pentru în această speță și au rezultat că în ultimii 3 ani s-au făcut zeci de controle la tot ceea ce înseamnă administrație publică locală de-a lungul cursului superior al râului Jiu, mă refer la comunele Turcinești, Schela, Bombejiu, toți operatorii economici care desfășoară activitate de-a lungul râului Jiu, pe defileul Jiului, inclusiv la Administrația Națională a Parcului de Defileul Jiului, care are o grămadă de obligații în acest sens, astfel încât să știți că cel puțin anul ăsta s-a constatat o scădere a cantității de aluviuni care sunt tranzitate de către Jiu. Sigur, și pe un fond de secetă nu au fost foarte multe viituri, așa cum au fost în anii anteriori. Corect. Și asta e adevărat. Însă, ceea ce vede toată lumea, atât în lacul de acumulare de la Vădeni cât și cel de la Târgu Jiu, a apărut fenomenul de eutrofizare,
un fenomen care este generat de mult aport de componențe organice în apă. După cum știți, barajele s-au făcut înainte de a se rezolva problema poluării cu suspensii de la din bazinul minier Petroșani. Da, da. Chiuvetele lacurilor sunt într-o mare măsură colmatate. Ele, practic, se poate observa când apele se mișcă, deja au devenit ca niște insulițe în, da, în, da, în lacurile de acumulare. Ăsta este un mediu foarte propice a apariției acestei vegetații și a fenomenului de eutrofizare. Da, mă uitam acum vreo 2 ani, când tot la fel a fost foarte cald și scăzuse mult volumul de apă, era efectiv dezolant câtă vegetație se formase și, exact cum spuneați, ca niște oaze, ca niște insulițe acolo. Nu mi se pare, nu sunt de meserie, dar nu mi se pare firesc ca pe cursul unui baraj să existe astfel de situații. Sigur, eu am avut mai multe inițiative cu reprezentanții Hidroelectrica în sensul de a-i determina pe aceștia să promoveze niște proiecte, poate chiar s-ar putea și cu fondul din afară, și să se procedeze la curățirea acestor lacuri de acumulare, pentru că, în primul rând, ele nu-și mai îndeplinesc 100% rolul pentru care au fost create, adică acela de atenuarea undei de viitură. Atenuarea undei de viitură se face prin capacitatea unui lac de acumulare. Ori dacă acest lac de acumulare este jumate cu sentimente, vă dați seama că nici atenuarea undei de viitură la nu o situație nu se face corespunzător. Așa este. O întrebare, pentru că iarăși apelăm la vasta dumneavoastră experiență. S-a văzut la nivel de stat că Uniunea Europeană, partenerul european, de fapt, să spunem așa, prin prisma instituțiilor sale, ne arată de multe ori cu degetul pe problematica de mediu. Când considerați că va îndeplini România toate criteriile de mediu, astfel încât să nu se mai pună problema de la Bruxelles către București? Dom'le, uite, la capitolul ăla pe componenta de mediu sunteți deficitari, la capitolul celălalt pe componenta de mediu sunteți deficitari. Cât e valoarea României să atingă toți acei parametri, toți acei indicatori pe care îi stabilesc partenerii europeni? Da. E o problemă pe care noi ne-o asumăm. Sigur, încercăm să rezolvăm problema depozitelor de deșeuri neconforme. Apare alta, este vorba de problema colectării selective a deșeurilor, unde de asemenea suntem deficitari și suntem în urmă mult. Apare problema tratării apelor uzate menajere care vin de la localități și tot așa pe fiecare directivă pot să apară întârzieri. Eu sunt convins că România și toți cei care lucrează în acest domeniu, inclusiv cei responsabili cu rezolvarea problemelor de mediu, se pot concentra și se pot prioritiza pe problemele de mediu atunci când este vorba de Comisia Europeană. Am văzut acest lucru cu aceste depozite de deșeuri, așa cum v-am spus, care ne-au prins și pe noi puțin cu județul Gorj. Am văzut mobilizare, am văzut puțin teamă de ceea ce urmează și, într-adevăr, trebuie să fie să ne temem de ceea ce urmează, pentru că penalitățile sunt foarte mari, foarte mari, și cu siguranță ele se vor răspunde și asupra persoanelor fizice care se facă vinovate. Corect. Dar noi vom ține aproape de aceste probleme de mediu, le vom încerca să le direcționăm astfel încât ele să nu ajungă într-o fază finală a procedurilor de infringement și România să fie condamnată cu penalități. Da. În ecuația jocului de câțiva ani au apărut numeroase ONG-uri, unele de anvergură națională, altele, să spunem, subsidiare sau filiale ale unor astfel de entități NGO, cum le zic englezii, din afară. Cât sunt de utile derulării lucrurilor în contextul în care ne uităm, iată cum paradoxal, deși poate pare atipic, o astfel de organizație non-guvernamentală reușește la un moment dat să blocheze o investiție majoră și practic să limiteze mult din ceea ce înseamnă spectrul de lucru al unui colos energetic precum complexul energetic Oltenia. Adică poate dacă nu știai situația și îi spui cuiva că un ONG a reușit să blocheze un acord de mediu, să-l anuleze practic, așa lumea ar zice, du-te băi că nu se poate întâmpla acest lucru. Ei, iată că totuși organizațiile non-guvernamentale par să aibă în 2019 un cuvânt greu de spus în ceea ce înseamnă politica de mediu.
Da, așa este. Sigur, aceste organizații non-guvernamentale care activează în domeniul protecției mediului, ele au rolul lor bine stabilit, acela de a atrage atenția asupra anumitor scăpări, să zicem așa, ale autorităților, fie ele de mediu, fie alte autorități. Cu siguranță, noi ne-am aplicat foarte mult acestui caz care a apărut la noi în județ, la Cariera Roșia, când o instanță s-a pronunțat definitiv asupra anulării unui acord de mediu, practic a stopat lucrurile de avansare a carierei într-o anumită direcție. Aparent, lucrurile sunt destul de complicate, pentru că odată limitând funcționarea unei cariere pe orizontală, practic apar, se generează alte probleme de mediu. Corect. Gândiți-vă că în condițiile astea cărbunele va trebui să fie scos, va fi scos pe vertical, deci se va adânci acea groapă remanentă, nu vor mai exista alte spații de depozitare. Da. A sterilului. Apar consecințe. Și iată că apar consecințe. Ori ideea pe care noi, autoritățile de mediu, am stabilit-o și prin avizele și în acordurile de mediu, e aceea ca să permitem avansarea acestor cariere astfel încât în spatele lor să se regăsească cât mai multe terenuri eliberate de sarcini tehnologice. Și practic redate ulterior. Și redate ulterior, pentru că marea problemă de mediu care apare în urma lucrărilor de minerii nu sunt cele de mutarea unei milioane de metri cubi de pământ dintr-un loc într-altul, cel al redării ulterioare. Ori ca aceste lucrări de redări să se înfăptuie, trebuie să fie eliberate de sarcini tehnologice. Corect. Să aibă câmpuri de acțiune astfel încât ele să fie nu numai redate, ci și ulterior să fie redate în integralitatea lor, comunităților locale, a persoanelor fizice, astfel încât să nu mai existe acel deficit de terenuri între terenurile agricole și terenul de natură silvică sau alte terenuri. Iar la momentul acesta, cum se prezintă lucrurile în Gorj, din ceea ce trebuia să fie redat în folosință, cam cât în procente a fost redat în urma exploatărilor miniere? Pot să vă spun că toate autorizațiile de mediu care s-au emis, autorizațiile de mediu sunt emise de Agenția pentru Protecția Mediului, au avut ca prin criteriu de emitere acest aspect. În sensul că tot ceea ce operatorul economic a declarat că nu îi mai folosește, deci nu mai are sarcini tehnologice pe acele terenuri, toate au fost prinse pe programe de investiții și începute lucrările de redare în circuitul economic. Sigur, activitatea aceasta minieră prezentată pe ansamblu, i-a fost gândită într-un anumit fel, adică avansarea unei cariere să se ajungă la altă carieră, astfel încât sterilul scos din acea carieră să fie dat înapoi și umplută groapa remanentă de unde s-a început, astfel încât, într-un final, la epuizarea rezervelor de cărbune, la nivelul județului Gorj, n-ar fi trebuit să existe mai mult de una, două, trei gropi de aceste cariere care le numim, îi intitulăm gropii remanente. Ori dacă activitatea este conturbată și perturbată de diverse probleme, diverse factori, să zicem, și închizând orice carieră pe amplasamentul ei, practic la nivelul județului Gorj vor fi peste 12, într-un final vor rămâne 12 gropi din astea remanente, ceea ce va fi o problemă de mediu destul de complicată. Da, să sperăm că atât Agenția de Mediu cât și factorii implicați din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor ști să gestioneze acest moment și să găsească soluții astfel încât lucrările care au fost stopate temporar de către o hotărâre judecătorească să fie depășite și să se găsească soluții astfel încât, evident, mineritul să nu se oprească aici, să aibă de suferit. Da, nu vreau să mă gândesc ce ar însemna până la urmă dusă până la capăt această chestiune, pentru că se știe că acolo la Roșia este practic gura de foc a CEO, practic zona, punctul cu cea mai mare putere de exploatare, și nu vreau să mă gândesc ce ar însemna probleme acolo. Vedem cum se va rezolva chestiunea, deja s-a ajuns într-un punct critic, nu știm
cum vor evolua de aici lucrurile. Așa este, numai da, dar trebuie avut în vedere totuși că cel puțin termocentrala Rovinare este cea care produce cel mai ieftin megawattul, datorită și amplasamentului carierelor în jurul său, în jurul ei, pentru că cărbunele vine direct de pe, din strat, pe bandă, în termocentrală, ceea ce înseamnă costuri foarte puține, și cu atât mai mult cariera Roșia, din câte știu, era o carieră simbol, o carieră exemplu pentru tot mineritul gorjean. Da, practic aici intervine problema, știți cum e, când îți dispare principalul pilon, simbolul, etalonul, după care te ghidai, abia atunci apar problemele. Ne mutăm încet, încet spre domeniul electoral, vrând nevrând, o dată la 5 ani, după noua legislatură, trebuie să ne alegem președintele. În această tură electorală, destul de importantă, s-au înscris 14 candidați. Ca o primă temă a discuției pe acest domeniu, cum percepeți campania? Personal, mi s-au părut două săptămâni destul de liniștite. Cel puțin în teritoriu n-am văzut incidente electorale, n-am văzut probleme. Față de alți ani, față de alte etape, când inevitabil încă din prima săptămână de campanie apăreau tot felul de, să spunem, disensiuni între oamenii angrenați politic, între formațiuni. Până acum pare să fie așa o liniște, să fie oare liniștea dinaintea furtunii și să avem în finalul campaniei până la primul tur agitație, sau așa va decurge campania? Probabil apare înțelegeală și de data asta. Într-adevăr, se poate constata că există o oarecare letargie în rândul societății civile privind această campanie. Cu siguranță oamenii vor trebui să meargă la vot și să-și aleagă preferatul. Trebuie ca fiecare dintre noi să analizăm candidații, să vedem ce a făcut fiecare pentru țară, pentru instituția în care lucrăm, pentru oamenii pe care îi coordonăm, astfel încât atunci când te prezinți la un vot, trebuie să arăți maximă responsabilitate și maturitate pentru ca votul pe care îl dai să îl dai în deplină cunoștință de cauză. Am văzut în mai, în 29 mai, o prezență crescută la alegerile europarlamentare, lucru ce a dat puțin peste cap, să spunem, calculele formațiunilor tradiționale. Credeți că vom avea aceeași prezență crescută și la această tură de alegeri, alegerile prezidențiale? Sau s-a mai diluat tensiunea publică? Pentru că la un moment dat, în această vară, la jumătatea anului, să spunem că în spațiu public erau niște elemente, niște situații care au putut să genereze și o prezență masivă la vot. Vom avea aceeași prezență masivă sau, din contră, românii își vor relua, cu ghilimele, somnul și se vor prezenta așa, cât și cât, încât să se bifeze media ultimelor ture de alegeri prezidențiale? Da. Destul de interesant ce s-a întâmplat în mai, atunci când la niște alegeri europarlamentare care teoretic nu suscitau interesul. Nu suscitau interesul nimănui, a existat o prezență atât de mare la vot. Personal sunt foarte curios ce se va întâmpla acum, să vedem dacă prezența va fi la fel de mare ca în primăvară. Părerea mea este că va fi și de data aceasta o prezență nu, poate nu chiar ca în mai, dar va fi o prezență crescută la vot, pentru că așa este și normal, lumea trebuie să fie receptivă la tot ceea ce se întâmplă în țară, la aceste alegeri și aceste alegeri care vor mai urma și la anul, astfel încât, așa cum vă spuneam, votul să se dea în deplină cunoștință, să fii foarte bine informat și responsabil în ceea ce vezi, gândești și ceea ce vei face în continuare. Discutați cu oamenii, pentru că înainte de toate sunteți cetățean. Cu siguranță unii vă împărtășesc din ceea ce simt, alții poate merg dincolo și vă transmit din ceea ce percepe, din ceea ce văd, din ceea ce aud. Se uită românul în 2019, anul de grație 2019, la programul unui candidat?
sau merge în cabina de vot setat pe unul dintre candidați fără să fi consultat programul. De ce vă întreb acest lucru? Încă există și am întâlnit, pentru că discut și eu în afara jobului de aici, discut cu oameni, oameni simpli, oameni obișnuiți, de pe stradă. Și observ, constat, cu surprindere, că românul nu știe, de exemplu, care sunt atribuțiile unei funcții, iată, cea mai înaltă funcție aleasă în statul român, practic o poziție care are în spate câteva milioane de voturi. Încă există români care cer funcții persoanei care e acolo în funcția de președinte al statului român, chestiuni ce nu sunt în fișa postului. Am auzit cazuri de canalizare nu știu unde. Păi, acum să fim serioși, n-are treabă această tură de alegeri cu o canalizare făcută nu știu unde. Locuri de muncă. Iarăși, nu este în fișa de atribuții a funcției de președinte. Cât de pregătit este românul, iată, să se uite pe un program electoral, să se uite pe o fișă a postului și să înțeleagă că nu tot ceea ce își dorește el imediat, aproape de sufletul lui, se poate realiza la această tură de alegeri. Vedeți, tocmai ceea ce spuneam. În momentul când te prezinți la vot, trebuie să fii foarte bine informat și documentat. Aici suntem deficitari. Aici, din păcate, în mare măsură suntem deficitari. E adevărat că bănuiesc că foarte puțini cunosc atribuțiile care revine președintelui țării, ale parlamentarilor, senatului, a deputaților. Nu știu ce s-ar putea face ca nivelul de informare să crească, pentru că se încearcă pe toate posturile de media să se clarifice anumite aspecte. Însă, încet, încet, probabil și electoratul din România va trece la alt nivel și va fi cât mai mult angrenat în aceste tururi de alegeri și cred eu că în deplină cunoștință de cauză, pentru că voturile astea care se aruncă aiurea nu cred că vor mai avea viață lungă. Da, am văzut la fiecare tură de alegeri, indiferent de natura acelui scrutin, un procent însemnat de voturi anulate, de voturi practic stricate. Cu siguranță vom avea și acum la această tură voturi anulate. Voiam să vă întreb o chestiune pe care am adresat-o mai tuturor celor prezenți aici și care au avut treabă cu procesul electoral. Există state, ce-i drept, nu foarte multe, câteva state în Europa, cu precădere aici mă gândesc la Elveția, de exemplu, unde neparticiparea la o tură de alegeri atrage sancțiuni pentru persoana care n-a participat la acea tură de alegeri între 5 și 7 mii de franci elvețieni. O sumă consistentă, adică dacă ratezi două într-un an, scoți din buzunar o sumă foarte, foarte mare. Credeți că ar trebui, din punct de vedere civic, astfel încât să se imprime în conștiința cetățeanului participarea, ar trebui să apeleze și România la astfel de sancțiuni? Adică, domnule, nu te-ai prezentat, ești luat în evidență, prima oară când te duci la primărie că ai nevoie de nu știu ce, să se spună ai de plătit 700 de lei, nu știu, dau o sumă pentru că n-ai fost la tura de alegeri locale, n-ai fost la tura de alegeri parlamentare. Ar fi o soluție astfel încât electoratul român să se mobilizeze la a participa? Personal nu cred că astfel de soluții pot fi și în țara noastră. Până la urmă, fiecare cetățean este liber să consfințească, să participe sau nu, să nu participe la vot. Așa cum fiecare cetățean este liber să consfințească asupra votului său, prin urmare nu cred că se va ajunge la o asemenea variantă, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt la alte țări din afara României. Sigur, noi ne dorim foarte mult ca oamenii să fie mai bine informați, corect, să fie atrași în procesele electorale de scrutin, astfel încât să poată să conducă la alegerea candidatului pe care și-l doresc în deplină cunoștință de cauză, dar în aceeași măsură și candidații trebuie să vină cu mai multă precădere către populația, astfel încât să se aplice către electorat, să le fie transmis absolut tot ceea ce populația are nevoie. Da, aici sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Este foarte important ca un mesaj să fie simplu, să fie perceput corespunzător de către electorat, pentru că în momentul în care te pierzi în detalii sau folosești un limbaj prețios, pretențios,
sunt toate șansele ca, nu știu, la Cuca Măcăi, celebrul loc românesc, să nu ajungă acel mesaj sau să ajungă mult diluat. O altă întrebare de interes public, de interes civic privitor la această situație. Cu siguranță, din ceea ce discutați cu cetățenii, cu apropiații, cunoscuții dumneavoastră, ați remarcat și o anumită reticență a acestora în a vota un partid sau alt partid. Românul e cumva supra-saturat, e cumva, poate chiar scârbit uneori de ceea ce înseamnă clasă politică. Se poate depăși această chestiune, această blocare a românului? Personal cunosc foarte mulți oameni care de fiecare dată când îi întreb ca o curiozitate cu cine votez sau mergi la vot, răspunsul este negativ. Nu merg la vot, nu votez cu nimeni. Și când îi întreb de ce, oamenii îmi spun, sunt dezamăgit de toți. Cumva toate partidele, toți oamenii, că sunt mai noi pe scenă politică, că sunt vechi, sunt băgați în aceeași oală. Pe românește toți sunt la fel. Nu putem depăși odată această mentalitate. Mi-e greu să cred că toți sunt efectiv o apă și un pământ. Trebuie să existe și elemente pozitive în clasa politică. Da, pot să vă spun prin activitatea pe care o desfășor că în multe din situațiile pe care le gestionăm, așa cum vă spuneam, la Garda de Mediu sosesc foarte multe petiții de la cetățeni. În mare măsură, aceste petiții trebuie soluționate de către edilii locali, de către primari. Mergând în teren și văzând opinia acestora, constatăm și noi, ca și cetățenii, că practic în anumite situații, odată aleși primarii... Intervine dezinteresul asupra rezolvării acestor probleme. Eu consider că dacă ar exista foarte multe situații de genul ăsta, fiecare cetățean ar fi mult mai responsabil atunci când merge în cabina de vot, pentru că, iată, așa cum vă spuneam, multe din aspectele de mediu pe care noi le soluționăm ar fi trebuit soluționate de către cei aleși, adică de către primari, astfel încât nu ar mai fi necesar să se intervină cu alte instituții ale statului, să intervină cu resurse. Adică problema putea fi rezolvată de la nivelul... rezolvată local și atunci nu mai existau atâtea consumuri de resurse umane și materiale în soluționarea lor. Încet, încet lumea va înțelege aceste lucruri și, așa cum v-am spus, nu trebuie convingerea că fiecare cetățean va fi din ce în ce mai matur și mai responsabil în ceea ce privește opțiunile de vot. Da, și noi sperăm acest lucru. Până la urmă, conștiința civică este cea care ar trebui să primeze, iar atunci când românul va fi pregătit să înțeleagă, să accepte ce se petrece pe lângă el și va fi și informat, poate România o să facă și pași semnificativi în ceea ce privește dezvoltarea sa. Stimate domn, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim pentru participare. Le spunem o zi cât mai plăcută și radioascultătorii noștri și în egală măsură telespectatorilor, însă vă invit să rămânem pe frecvență pentru că avem câteva spoturi audio, spoturi publicitare de promovare electorală pentru susținerea candidatului social-democraților, doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Stimate domn, doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută vă dorim, ne revedem, ne reauzim, la revedere! La revedere! Promovare electorală. Publicitate. Voi lupta în această campanie pentru a scăpa România de cel mai toxic președinte pe care l-a avut vreodată. Un președinte care s-a întors împotriva românilor, care a blocat guvernul și a refuzat drepturile oamenilor, care și-a bătut joc de Constituție și de deciziile Curții Constituționale. Viorica Dăncilă și PSD. Luptăm pentru fiecare român. Comandat de Partidul Social-Democrat PSD, cui mandatar financiar 311-90008. Am o credință nestrămutată în șansa și în puterea noastră de a da românilor un viitor mai bun. Iar viitorul nu e departe. E clipa care urmează și e ziua de mâine a fiecăruia dintre noi.
Vă chem alături de mine în lupta pentru o zi de mâine în care suntem mai uniți, mai temi și mai siguri de binele nostru și al familiilor noastre. O zi de mâine în care să ne temem mai puțin, în care avem mai multă speranță și încredere în noi și ai noștri. Viorica Dăncilă și PSD. Luptăm pentru fiecare român. Comandat de Partidul Social-Democrat PSD, cui mandatar financiar 311-90008. Voi lupta pentru a arăta tuturor celor ce astăzi nu mai cred în instituția președintelui din cauza abuzurilor lui Klaus Iohannis, că noi, Partidul Social-Democrat, putem da țării un președinte al oamenilor care să lupte pentru oameni. Viorica Dăncilă și PSD. Luptăm pentru fiecare român. Comandat de Partidul Social-Democrat PSD, cui mandatar financiar 311-90008. Le zic că-s prea bătrâni sau mult prea tineri, că-s de la sat sau din orașe nu destul de mari. Cine sunt ei cu adevărat? Sunt cei la care apelezi atunci când ai nevoie. Sunt cei ce luptă pentru România prin felul lor de a fi, prin ceea ce fac în fiecare zi. Nimic exagerat, dar totul bine potrivit. Tăcuți și muncitori sunt oameni credincioși cu dragoste de țară. Ei sunt PSD-știi. Comandat de Partidul Social-Democrat PSD, cui mandatar financiar 311-90008. Promovare electorală. Publicitate. Vot la obiect. Promovare electorală.